Ar mai fi multe de spus despre Romani 8, dar azi vom încheia succinta sa prezentare cu alte câteva adevăruri extrase din el. De exemplu, în viața creștină nu există accidente. Ca unii chemați și aleși de Dumnezeu, suntem subiectul atenției și iubirii Lui. Iar într-o bună zi, privind înapoi în viața noastră, vom putea exclama: uite și problema cu tare a contribuit la binele acesta. Cum scrie și în Iov 13, versetul 15, dar și în Geneza 50, versetul 20. Dumnezeu afirmă în și prin toate acestea că atunci când te-am chemat, știam că te voi însoți și te voi purta până la capăt. N-a depins nimic de tine, de performanțele sau capacitățile tale, ci doar de mine. Mândria umană, faptele noastre, n-au niciun aport în tot acest proces. Este exclusiv lucrarea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui, planurile lui, cele care sunt duse la îndeplinire. Predestinarea înseamnă că atunci când Dumnezeu te mântuie, El se angajează să-ți fie aproape până la capăt. Și dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră, cum scrie în versetul 31 din Romani 8? Domnul e de partea noastră. El ne oferi mântuirea și pe Mântuitorul Iisus Hristos, prin care avem fără plată tot ce ne trebuie pentru viața de acum și pentru cea viitoare. Poate că te vei întreba neîncrezător: nu e niciun risc? Nu s-ar putea ca lucrurile să nu stea așa? Nu, totul e așa cum scrie și nimic nu ne poate separa de dragostea lui Iisus Hristos. Dar cum rămâne cu problemele vieții? Poate vreun neajuns va zădărnici ajutorul lui Dumnezeu? Nici de cum, Iisus Hristos nu va îngădui așa ceva. Cum? Nici necazul sau strâmtorarea? Oricât ai fi de ispitit să crezi că Dumnezeu te-a abandonat când treci prin așa ceva, află că nu. El este și va fi cu tine și prin așa ceva. Dar cum rămâne cu persecuția? Chiar crezi că eforturile și ostilitatea cuiva te-ar putea despărți de dragostea lui Dumnezeu? Nici de cum, niciodată. Va să zică nici foamea, nici sărăcia, nici războiul, nici celelalte primejdii. Pavel vorbește aici din propria sa experiență și era bogată. Nimic din toate acestea nu poate împiedica sau deturna dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Așa scrie în versetul 39 din Romani 8. Aceasta este, așa arată, măreața, glorioasa mântuire pe care ne oferă Dumnezeu. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. Scrie în Romani 8, versetul 37. Și suntem biruitori pentru că altcineva a ieșit victorios în numele nostru și pentru noi. Viața noastră de biruință nu ne aparține, este viața Lui, a Lui Hristos, de asta putem fi siguri. Moartea nu ne poate despărți de El și de mântuirea Lui și nici viața nu poate, așa grea cum este. Și de asemenea nimic din ce e azi sau va fi mâine în jurul nostru nu ne poate despărți de El. Redusă la esență, mântuirea este o poveste de dragoste. Noi Îl iubim pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, pentru că El ne-a iubit întâi. Și nimic și nimeni nu ne poate despărți de vreuna dintre aceste slăvite persoane ale Dumnezeirii. Ați sesizat, am început Romani 8 cu nu mai e nicio condamnare și încheiem acest capitol cu nicio separare. Iar la mijloc, între ele, toate lucrurile lucrează împreună spre bine. O, ce har!